Bună! Astăzi voi pregăti pentru voi un tort. Este un tort cu mere. Este un tort pe care îl voi numi tort Eleonora. Este tortul pe care bunica ne-l pregătea cu mare drag când mergeam în vacanțe la ea. Și este un tort ușor de făcut, foarte bun, foarte gustos și foarte interesant. Ce avem nevoie? Griș, făină, zahăr, unt, lapte praf, mere și, bineînțeles, smântână pentru frișcă. Cam astea sunt ingredientele, se face foarte rapid, nu e deloc complicat. Vom face partea de ingrediente uscate și partea de ingrediente lichide, adică merele rase, și vă explic imediat cum se încorporează totul, cum se face super ușor, simplu și rapid. Suntem gata să ne apucăm de prăjiturică. Am făcut aici amestecul de ingrediente uscate și am pus 7 linguri de griș, 7 linguri de făină, 7 linguri de zahăr, 7 linguri de făină. Nu ne trebuie bicarbonat, nu trebuie nimic. Praf de copt, agenți de creștere, nimic. Avem aici 1 kg de mere rase, 1 kg la final. Răzătură de mere, fără zahăr, fără nimic, pentru că am pus zahăr în partea cealaltă. Și ne trebuie, cum v-am spus la început, un pachet de unt, 200 de grame, îl împărțim și pe el tot în 4 și vom începe să facem tortulețul în felul următor. Într-un vas, eu am pus într-o oală rotundă, l-am tapetat cu hârtie și am pus 50 de grame de unt, așa amărunțit, după care vine un strat de praf și un strat de mere. Un strat de unt, un strat de praf, un strat de mere. Un strat de unt, un strat de praf, un strat de mere și se termină finalul cu stratul de mere, ceea ce va veni răsturnat și primul strat de aici de jos va veni stratul de deasupra. Dar haideți că fac câte un strat, câte un strat și vă arăt cam ce îmi iese. Între timp să știți că am dat drumul la cuptor să se încălzească pentru că această prăjitură se face super rapid. E un tort excelent, rapid și super, super, super gustos. Vi-l recomand cu încredere. Mie cel puțin acum îmi plouă în gură. Eu sunt la regim, dar să știți că voi mânca o feliuță negreșit. Untul este pus, am pus și primul strat de praf. După cum ați văzut, am împărțit merele și pot să le aranjez frumos. Așez și un rând de mere. E simplu de făcut, rapid. Și merele, să știți că nu trebuie călite, nu trebuie să le faceți nimic. Zeama din ele nu mai bine transformă partea pudră în blat. Așa că voi continua să pun merele, să le aranjez frumos, fac straturile și vă mai arăt pe parcurs ce fac. Sunt la penultimul strat de pudră, penultimul strat de mere. Scuzați, filmăm cu totul și cu totul altă direcție. Deci așez frumos merele, după care le presez bine. Și după cum am spus, toată zeama din mere va fi absorbită de stratul uscat și se va forma un blat. Continui și vă arăt înainte să o bag la cuptor. După cum puteți vedea, am pus toate cele 4 straturi, mă pregătesc să-l bag la cuptor. În cuptor va sta în jur de 35-45 de minute. Mă voi uita foarte bine la ceas și vă spun exact. Între timp am tăiat și marginile care erau în exces de hârtie de copt și să vedem ce o să iasă. Este la cuptor și să-i dăm drumul la treabă. Este la cuptor tortulețul meu, mă apuc să fac frișca, o las în frigider să întărească mai bine. Voi folosi smântână lichidă, puțină esență de vanilie, o esență de lămâie, zahăr pudră și zahăr vanilat. Cam atât. Din păcate nu am puțină esență de rom să-i fie adăugat puțin să-i dea gustul acela de frișcă adevărată românească, dar asta e data viitoare. Am făcut și frișca, după cum puteți vedea, e gata. Și cu ocazia asta mi-am dat seama că n-am un mixer în casă cu care să fac frișca și trebuie să o bat la mână, dar asta e. Dar a ieșit foarte bine. O bag la frigider. Mai am, cred că vreo 20 de minute, e gata tortul și trebuie să-l las să răcească 2-3 ore, după care îl aranjez frumos, îl montez și vă arăt și vouă ce a ieșit. Este gata, am scos din cuptor tortulețul. A stat o oră la 170-180 de grade, cam așa ceva. Acum îl las să răcească 2 ore, după care îl îmbrac cu frișcă și este gata. Tortulețul s-a răcit.
Putem să punem frișca. Cum puteți să vedeți, frișca mea a stat până acum la rece. Este... E tare. Așa că asta mă enervează, nu știu de ce, că nu se... Asta primim cu... Așa. Stai, puțin. Așa. Lent. Okay.